Pentru caramelul nostru, de 50 de grame de zahăr, aici am 50 de zahăr și 25 de apă. Apoi, pentru foile noastre, vom avea nevoie de caramelul răcit. Apoi vom avea nevoie de un praf de sare, un ou, 3 grame de praf de copt, 35 grame de ulei și făină cât este nevoie. Să avem un aluat potrivit de tare să-l putem unde. Punem zahărul și o să punem zahărul în o lingură de apă aici din apa noastră. Și punem pe foc ca să facem caramelul. Așa, o lingură, două. Și când zahărul s-a caramelizat, o să adăugăm apa. Iam să o încălzesc, să fie fierbinte. Așa, am să o pun la microunde. Și acum să punem zahărul pe foc. Ia uitați. Așa. Și punem apa peste. Vedeți? Și lăsăm să se topească bine, 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 bine. Aici. Și când s-a răcit, îl punem. Ia uitați cum arată caramelul. Așa. Și vom pune caramelul aici în bol. Vom adăuga și ouăl. Un praf de sare. Amestecăm. Punem și uleiul. Punem și făina. O punem treptat. Și praful de copt. Și amestecăm. Să dăm așa jos. Și acum frământăm cu mânuța. Aluatul nostru pentru foi este gata. Eu am să vă arăt cum îl întind. Voi face în acest vas, voi pune și vom întinde. Am să iau mai întâi o jumătate. Întindem aluatul. Îl întindem subțire, subțire. Și îl coaceți pe fundul unui tăvi. Puteți pune presura și foarte puțină făină pe tavă și pune sau pe o foaie de hârtie de copt. Așa. Și tăiem. Tăiați și cu, vedeți, subțire, subțire le facem și punem la cuptor circa 5 minute, 3-4 minute, 5 minute nu durează, la 180 de grade. Se coc foarte repede, vedeți, subțiri, subțiri.